Există județe în țară unde nu s-au recoltat deloc probe pentru depistarea cancerului de coluterin. Județul Galați este în treimea superioară a clasamentului județelor, unde măcar o parte a spitalelor a început acest proces de recoltare. Conducerea Direcției de Sănătate Publică Galați ar dori însă ca lucrurile să meargă mai bine. Deocamdată, fruntașa la implicarea în acest program și la recoltarea de probe de la paciente este maternitatea vestire. Cancerul de coluterin este o boală care nu doare. Se instalează comod și nu își face simțită prezența decât atunci când este foarte târziu. Principalul vinovat pentru apariția acestei afecțiuni este virusul papiloma uman, așa numitul HPV. Direcția de Sănătate Publică Galați a fost punctată pozitiv la capitolul promovarea derulării programului și informarea beneficiarilor, deoarece în țară au existat și județe unde nici măcar acest capitol legat de promovare nu s-a îndeplinit satisfăcător.